Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Un videoclip puțin mai special pentru că, așa cum probabil știți, am ajuns la 10.000 de abonați. Pentru asta vă mulțumesc din suflet și sunt foarte recunoscător pentru că am reușit să am în vocea mea și să împărtășesc câteva dintre gândurile și ideile mele cu voi. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet și sper să fim cât mai mulți pe viitor. Sunt în grădina botanică pentru că părinții sunt acasă și mă cam deranjează acolo. Așa că am ales să fac acest video aici. Am și laptopul cu mine. Plus că e relaxant și e liniște. Sunt copii care se dau cu Sania pe dealuri acolo, oameni care aleargă. Apropo, la mulți ani, pentru că nu v-am spus la mulți ani, primul video de pe 2019. La mulți ani. Dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil ați văzut postarea mea. Am pus o poză fix în seara de Revelion atunci. 2019 o să fie cel mai bun an de până acum. Și crede-mă că așa va fi. Apropo, dă-mi follow pe Instagram. Iacobescu Edi. Cu poze mișto. Pentru mine 2019 a început deja bine pentru că am ajuns la 10.000 de abonați. Acum 2 sau 3 zile sâmbăta trecută eram la o majorat. A picat într-un moment foarte bun pentru că eram cu prietenii mei acolo, ne-am îmbrățișat, m-au felicitat. Și am așteptat acest moment de foarte mult timp pentru că primul Q&A de pe canal voiam să fie la 10.000 de abonați. Așa că iată-ne. O să răspund la întrebările de pe YouTube prima dată, apoi la cele de pe Instagram. Fără să mai lungim, să începem. Prima întrebare este, bineînțeles, una despre păr. Ce părere ai despre freza fără gel, fixativ, etc., doar uscat și natural? Băi, e ok dacă ai o zi mai lejeră și stai acasă și nu pleci niciunde, dar nu știu, eu zic că arată mai bine dacă te pui și tu puțin efort atunci când ieși pe ușă. Ca să nu arăți ca și cum te-ai fi trezit atunci. Ce pasiune ai, ce-ți place să faci în timpul liber? În timpul liber îmi place să ies cu prietenii foarte mult, să mergem la FIFA ca să-i bat puțin. Îmi place să merg la sală, să citesc. Vara îmi place să ies la fotbal, iarna îmi place să merg la schi undeva pe o pârtie. În ultimii 3 ani au trecut de când m-am dat prima dată cu schiul. Vă recomand, e super tare. Cum a fost prima dată când te-ai îmbătat? S-ar putea să vă surprindă, dar eu m-am îmbătat prima dată vara trecută, adică vara anului 2018. Eram cu prietenii la mare, în Costinești, și un prieten de-al nostru avea o ruletă, nu știu exact cum să explic, o ruletă cu șaturi. O să am și un video cu asta, o să vă pun acum să vedeți. Hai, editor! Eu sunt! Ăsta? Da. E vin? Da. N-am mai ținut cum că o să ne îmbătăm. Pur și simplu ne-a luat jocul, cum s-ar spune. Bă, și m-am amintit rău. Vedeam două luni. Prietenii nu mă credeau, dar vedeam 2 luni. Poza asta e de atunci. După cum puteți vedea, mă distram. Și mi-aduc aminte, un prieten la nostru nu băuse și nu se îmbătase și trebuia să aibă grijă de noi. Și un prieten care băuse, l-a chemat o fată care era tot pe plajă, l-a chemat să vină la ea ca să, nu știu, să vorbească, să ce făceau ei pe acolo. S-a dus singur noaptea la ora 3 pe plajă beat și noi nu știam nimic de el. Abia apoi eu și cu Dragoș și cameramanul, probabil știți că am mai apărut în unele videoclipuri de ale mele, am mers și noi beți la rândul nostru, am mers să-l căutăm singur pe toată plaja. Deci vă dați seama, n-am distrat, a fost ok. La ce facultate vrei să mergi? Băi, vreau să dau la business și management în București, pentru că sunt atras de partea asta și aș vrea să-mi deschid o afacere. Și cred că e o idee destul de bună. Știi să cânti la chitară? Nu, nu știu să cânt la chitară, dar mi-aș dori. Ce muzică asculti? Mi-aduc aminte acum 4 zile ascultam muzică clasică și peste 2 ore ascultam manele. Deci asta zic că spune multe despre mine. Acum serios, eu, nu contează ce muzică e, ce gen de muzică e, dacă sună bine, eu l-ascult. H&M, Zara sau New Yorker? Zara, e mai pe stilul meu. Părinții tăi te încurajează să faci vlog? Băi, sincer, la început chiar nu mă încurajau deloc, ba din contră, mă presau să nu mai filmez și să nu mai deranjez prin casă, dar când au văzut că îmi place, nu am mai avut nicio problemă cu asta. Acum chiar sunt ok. Care este cel mai mare regret al tău de până acum? Acum. Nu pot să mă gândesc la niciun regret pe care aș putea să-l am. Cred că toate se întâmplă cu un scop. Și la momentul ăla poate asta era ceea ce-ți doreai, deci no regrets. Ce materie preda dirigintele din 5-8? Engleză. Ăsta e unul din motivele pentru care sunt destul de bun la engleză. Pentru că îmi plăcea foarte mult de doamna dirigintă și cred că ar trebui să o vizitez mai des, pentru că de când s-a terminat clasa 8 n-am mai trecut pe acolo. Care a fost cea mai mică notă a ta de la liceu? PS și eu am ajuns aici și am colegi superbi și sfaturile tale au fost imbatabile, big like. Mă bucur că te-am putut ajuta. Cea mai mică notă de la liceu a fost 2, luată bineînțeles la mate. Acum vedeți de ce nu-mi place matematica. Cum arătai când erai mai mic sub 12 ani? Așa. Cum a fost de Revelion? Bă, a fost ok, nici foarte
super mega extra șmecher, dar nici nasul. A fost ok. Câți ani ai, ai frați, surori? Am 17 ani jumate, ziua mea e pe 24 iulie și nu, nu am niciun frate, nici soră. Ce așteptări ai de la anul 2019? Crezi că va fi un an bun și productiv pentru tine? Cred că o să fie cel mai bun an al meu. Și am câteva motive să cred asta, pentru că e majoratul, abia aștept să iau permisul și mi-am stabilit câteva țeluri anul ăsta destul de specifice. Adică să citesc 20 de cărți. Eu după aia citi 72, așa că eu cred că pot să citesc și eu 20. Să fac 10.000 de lei, adică 100 de milioane. Nu contează cum, numai să-i fac. Îmi doresc anul ăsta să mă și angajez în vară. Încă un țel anul ăsta e să fac un majorat șmecher. Ce liceu ai fost sau ești, o să faci un fan meet. Sunt în liceul Elena Cuza din Craiova. Un liceu bun, printre cele mai bune din Craiova. Și dacă o să fac fan meet, păi eu nu consider, nu vă consider pe voi fanii mei, nu sunt vreun cântăreț, vreun fotbalist sau ceva, vă consider doar niște oameni care gândesc asemănător cu mine și niște oameni cu care împart anumite idealuri. Nu vă consider fan. Dar așa o întâlnire cu voi probabil o să fac, dar să mai cresc. Cum ți-a venit ideea de a te apuca de YouTube? Sper să apară un clip. Uite că ai apărut. În 2012 parcă sau 2011, țin minte că mi-a luat tati o tabletă și atunci am descoperit YouTube. Mă uitam zi și noapte, zi și noapte, la orice, orice videoclip. Și am zis, bă, trebuie neapărat să-mi deschid eu un canal. E prea tare chestia asta. Și am deschis un canal bazat pe ceea ce îmi place cel mai mult, adică dezvoltarea personală. Da, m-am apucat de YouTube. Care a fost cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut-o în liceu? Mamă, aoleu. Eram în clasa a noua și era perioada Miss și Mister. Și făceam repetiții. În altă parte, nu în liceu, făceam repetiții. Și eu aveam o plăsuță cu hainele de schimb, un ceas, parcă și încă ceva de valoare, dar nu mai știu exact ce. Și când am plecat de la locul acela în care repetam, am oprit la o patiserie să ne luăm ceva de mâncare, eu și cu prietenii mei care erau acolo la Miss și Mister, să ne luăm ceva de mâncare pentru că mi-era foame. Și nu știu cum s-a întâmplat, m-am luat cu alte chestii și am lăsat plăsuța acolo. După am plecat în altă parte, în centrul Craiovei, și apoi la liceu. Când am ajuns la liceu, mi-am dat seama, bă, unde e plasa? Ce făcui cu plasa? Prima dată m-am gândit, bă, eu sigur intrai cu plasa pe poarta liceului. Sunt sigur 100% de asta. Și m-am gândit că mi-a furat-o cineva pentru că mă gândisem că o lăsasem pe pervastă în liceu. Deci vă dați seama. M-am dus la informaticianul liceului sau ceva de genul ca să ne uităm pe cameră să vedem cine mi-a furat. Ne-am uitat pe camere la intrarea în liceu și eu nu intrasem în liceu cu plasa în mână. Ma, bă, deci atâta tâmbălău, m-am dus și la director. Nici nu m-am dus la oră ca să-mi găsesc plasa, că eram disperat că aveam lucruri de valoare în ea. Mă resemnasem, mă dusesem la oră, eram super bosunflat. După m-am gândit, bă, unde am fost înainte să ajung la liceu? Și mi-am adus aminte de patiseria aia. M-am dus la director ca să cer foaia de învoire, pentru că în clasele 9-10 n-ai voie să ieși din liceu. Și i-am spus doamnei director cum stă treaba, i-am explicat situația. Abia am reușit să iau o foaie de la dânsa și m-am dus, bă, într-un suflet. Deci am alergat, cred că n-am alergat în viața mea cât de tare am alergat atunci ca să mă întorc la patiseria aia. Și din fericire era plasa acolo. Mamă, când am văzut, i-am mulțumit de 10.000 de ori vânzătoare de acolo. Da, sunt lucruri destul de interesante care se întâmplă în liceu. Ai permis? Ce mașină ai? Băi, n-am permis pentru că am 17 ani jumate. Abia aștept să le iau pentru că m-am săturat să merg cu tramvaie. Și mașină, nu știu, mi-aș dori un Audi. Îmi plac foarte mult Audi. Care este echipa ta preferată de fotbal? Bineînțeles, din România, Craiova. Și din străinătate îmi place Juventus pentru că joacă Ronaldo acolo. Deși și Messi e bun. Cine te inspiră în viață? Ai vreun idol sau exemplu? Bineînțeles că am, cred că toată lumea are sau ar trebui să aibă. Îmi place foarte mult și mă inspiră Arnold Schwarzenegger. Omul ăla e o mașină, frate. Cristiano Ronaldo, bineînțeles. Munca pe care o depun și au depus-o acești oameni e incredibilă. De pe YouTube îmi place foarte mult și un canal care m-a inspirat să-mi deschid canalul meu, Alpha M, Digimen Fashion. O grămadă de modele și oameni de succes de la care chiar poți să înveți foarte multe. Ce notă ai luat la examenul din clasa 8? Păi am luat 9.60 la română și 8.55 la mat. Dar câți abonați crezi că vei ajunge în anul 2020? La cât mai mulți. La ce profil ești la liceu? Eu la științe ale naturii. Mi-am distrus viața? Păi înseamnă că amândoi avem viața distrusă, că și eu tot la științele naturii sunt. Dacă o persoană pe care o iubești își bate joc de tine cu prietena ei, ce trebuie să faci? Să ai tot sentimente pentru ea sau să mergi spre altă cale? Îți spun doar atât, nu lăsa pe nimeni să-și bată joc de tine. Cu asta am încheiat. Ce înălțime ai? Am 1.82, n-am mai crescut de 2 ani, n-am mai crescut tot 1.82. Cu ce editez? Cu Filmora? O întrebare de aici a mai fost, dar îmi place foarte mult a doua întrebare. Dacă se va face Bravo Ai Stil pentru bărbați, o să particip?
Bineînțeles, o să iau locul lui Cătălin Botezatul. Ai suferit vreodată din cauza unei fete? Cred că cu toții am suferit sau o să suferim la un moment dat din cauza cuiva. Dar o să treci peste, credem. O să faci colaborări în viitor? Bă, eu îmi doresc și îmi doresc să întâlnesc youtuberi și oameni. Și plus că e o metodă foarte bună pentru a-ți crește canalul. Deci, îmi doresc. Te-ai calculat mâncarea ca să ajungi la abdomenul ăsta vizibil? Băi, sincer, nu. Nu calculez caloriile, nu calculez nimic. Doar încerc să mănânc cât mai sănătos posibil și să mănânc foarte multe fructe. Eu mănânc foarte multe fructe în fiecare zi. Încerc să compensez, gen când mănânc câte o prostioară, ceva dulce, încerc să bag după și o fructe, mă înțelegi? Cam așa. Pentru $1,000,000 te îmbrăca în fiecare zi la costum, doar la costum. Da, mie îmi place să mă îmbrac elegant, îmi place să mă îmbrac la costum și nici $1,000,000 nu stric. Până acum am filmat cu telefonul, dar m-am gândit că o să se ducă bateria, așa că am luat camera, așa cum filmul cu camera, să continuăm. De cât timp fac sală? Păi fac sală din ianuarie 2017, adică un an și 8 luni sau 9 luni, cam așa. E ceva proteine? Nu, și n-am luat niciodată proteine, doar batane proteice, am luat prafuri. Ce sfaturi dai unei persoane care vrea să se apuce de sală? Să fie perseverent, să nu renunțe ușor. Pentru a ajunge la corpul pe care ți-l dorești e nevoie de muncă. Și să se gândească, bă, de ce mă duc eu la sală? Care e scopul? Și de fiecare dată când își dorește să renunțe, să se gândească la acel scop. Oare găinile strănută? N-am de unde să știu asta. O întreb pe mamaia dacă vrei. Bun, am răspuns la întrebările mai interesante de pe YouTube, acum să trecem la cele de pe Instagram. M-am întâlnit cu niște băiețași pe aici prin parc care se jucau. Ce făceați, mă, pe aici? Vânam brați. Păi aveți puști, n-aveți. Am rămas fără baterie la telefon și aveam nevoie de un hotspot și am zis să mă folosesc așa de ei puțin. Eu am o glumire, ne-am prietenit. Da. Mai zi-mă tot cum te cheam. Albert și Robi. Robi, Albert și Robi. Ai venit puțin aici. Nu. Omul negru, tu ești. Ce facem? Hai să răspundem, hai, mă ajut să răspundem la întrebările astea. Da, ce? Ia să vedem. Ce înălțime ai mai fu? Am 1,30 m și 9 de miliarde, așa zic următoare. Ce sporturi faci sau ai făcut? Am făcut volei, încă fac volei, am făcut un volei, volei, băi? Da. Bă, super, fac volei, basket, bravo. Am făcut basket. Mamă, ești polivalent. Da. Și am mai făcut ceva, nu mai știu. Parcă not. Eu am făcut un not, fotbal, și fac încă, și fac încă fotbal și box parcă. M-am până nici nu mai are rău să mai spun ce am făcut. Am făcut doar fotbal, ești de mult la cap, am făcut doar fotbal, 2 ani. Îți place de Beyoncé? Îți place mult de Beyoncé? Cine dracu e aia? Nu e cine știe ce. Nu e? Nu e cine știe ce. Nu e? Nu prea. De la un puș de 12 ani ca tine, nu e cine știe ce. 12 ani? Bă, corp are. Aaa, corp are. Care e materia ta favorită, ziceți băieți? Pauza. Pauză. Nu! Sunt antrenamentul! Bă, sportul! Ai iubit, aveți voi iubite? Da. Hello darkness, my old friend. Oficial, mă duc acasă, îi las, luați laptopul, răspundeți voi la întrebări. Mă duc acasă, pa! Fugi cu ea, vină mă! Hai să continuăm. Scăpai, deci aveți iubite, eu n-am. N-ai? Eu n-am. Vai de capul tău. Antisocial. Mi le-am împrumutat și mie. Mamele. Asta puteți să răspundeți voi, fără să răspund eu. Cu ce te poți îmbrăca dacă ești în școala generală? Bă, cel mai taș, mă! Ia. Bă, cel mai bine ar fi să mergi în chiloți. În chiloți? Nu mai e nevoie să vă spun eu nimic, ca să spun sfatul la băieții. Cum preferi să se îmbrace o fată? Zi, frate. Bă, să aibă pantalonii... Goală? Băi, perversele! Bă, mama, să te spun eu iubitei tale. Bă, tu așa te îmbraci? Goală? Așa, bă, să aibă pantalon și bluză mulat. Atât. Opa. Oh, bă, da. Dar ce, mă, parcă nu v-ați uitat la curul unei femei? Vă mor cu voi. A, mă, nu au niște întrebări. Cât ridici la piept? Ați fost la sală până acum? 300. N-ați fost la sală, sunteți prea mici. Nu sunteți prea mici. Ba, da, mă. Ce? Bă, dacă... Da, dacă dădeam cu două gantere, așa. Se adună? Sau e diferența? Cu două gantere. Adică, să zicem, una are 5 kg și una 5 kg. Practic ridic 10? Practic, da. Ascultați Abi. Da. Da, ce părere aveți despre Abi? Uite, întrebare aici, ce părere ai despre... Care întrebare? Ce părere ai despre Abi, pus să ești cel mai tare? Cine e ala? Nu știi cine e Abi? Ăla! Hai, mă, dacă Abi nici voi nu știți cine e Abi... Ne plimbă, bă, pe gheață și ne filmează asta. Nu, fii atent. Eu iau ochelarii ca să nu vadă. Tu iei laptopul și camera și fugi. Ești de acord? Ce? Sau... Ce să facem? Nimic. Hai, continuă, spune-o. Păi nu mai, gata, am terminat întrebările. Aia mai sunt, gata. Nu, nu mai sunt. Trebuie să mai fi, nu are. Nu mai sunt, ăștia sunt. La restul răspunsă-i.
când îi lasă o inimioară? Care ăsta? Da. Bobby. Mă, cineva a luat o inimioară asta, știu. Cineva a luat o inimioară. Gata, băieții. Bă, eu mor cu băieții ăștia. Bă, deci gata. Ia stai, bă. Vino. Bă, bă, așa nebun eram și când eram mica, voi. Ia laptopul. Pa, pa. Am fost jefuit, vă dau pe mâna poliție, mă. Acest video a luat o întorsătură neașteptată. Da. Nebunilor. Unde ăla? Unde-l pe ăla? Vino, hai să facem outro. Băi, vino să uite XXX. Amen. Gata, gata, ia.